Abia acum am derulat puțin să văd exact cum a fost startul acestui task și am văzut că s-au întâmplat lucruri pe traseu de la poartă până la cabina telefonică. Delia a căzut, dar s-a ridicat și a continuat să alerge și se pare că a prins și un loc în cabină. Poate de aceea a fost întârziată intrare în cabină pentru că era pe jos și Maria a dat cu fața de ușă, dar foarte puternic, a izbit-o pur și simplu înapoi lovitura, dar a continuat să alerge pentru a prinde și ea un loc în cabina telefonică. O să vedem video mâine pe material. A fost într-adevăr o lovitură puternică. Nu am auzit-o în uh, timpul tascului uh, să se plângă că o doare sau ceva, probabil adrenalina a fost foarte, foarte puternică.